Minerii din schimbul 3 nu au mai intrat în mină la Lonia ieri după amiază și cei din schimbul 4 au venit la complexul energetic Hunedoara și acolo au scandat în frigul nopții, cerându-și drepturile și demisia celor de la conducere. Toți au plecat pe jos și au străbătut orașele cu lămpașele pornite. Petrenica, liderul sindicatului Muntele, spune că minerii protestează pentru că s-au săturat de minciuni și nu mai cred în promisiuni. Ei urmau să primească tichetele de masă așa cum este prevăzut în contractul colectiv de muncă până în data de 10 decembrie, așa cum se întâmplă în fiecare lună. Mai mult, se consideră că politicul este cel care a generat acest conflict fără precedent. Sunt nemulțumiți din cauza faptului că nu s-au dat bonurile de masă și bonurile cadou. Dar eu zic că se rezolvă lucrul ăsta. Luni avem promisiunea că se vor da bonurile. Deocamdată, după câte vedeți, minerii sunt hotărâți să nu renunțe până nu obțin demisia întregii conducerea complexului energetic Hunedoara, având în vedere că au fost mințiți de atâtea ori. Ce v-a scos astăzi în stradă? Da, în primul rând, când am fost mințiți, de mult suntem mințiți cu multe, acum ne-au dat peste nas și cu prema, cu bonurile, lipsa de materiale care este în subteran. Ei vin și ne promit de toate, noi mergem acolo, ne riscăm viețile, numai noi știm cum ne riscăm viețile și ei își ia banii frumos, nu sunt stare să ne conducă, ei tot bagă vina pe situație. Cine ne-a dus în situația asta? Ei, conducerea. Cât aveți de gând să stați aici? Până la capăt. Până nu-și prezintă demisiile, noi nu plecăm. Dar e noapte, e frig, o să rămâneți aici? Da, bineînțeles, nu ne interesează. Nu ne interesează. Cum ne riscăm viața zi de zi, așa putem să stăm și în frig. Ne-am săturat. Eu ajung și nou cuțitul la os, nu mai putem. Nu ne dă nimic. Ce aveți de gând dacă nu, să faceți dacă nu-și dau demisia? Nu dă demisia toți. Până nu-și dă demisia, nu plecăm de aici. Din anul 2012, bătaia de joc la care salariații din cadrul Companiei Naționale a Huilei, ulterior Complex Energetic Hunedoara, partea minieră, au fost supuși, a dus ca oamenii să protesteze în acest mod de fiecare dată când drepturile au fost încălcate. Totul a pornit în sala de apel a minei Lonia miercuri, când ortacii au rămas fără să mai coboare la schimbul 3 și directorul general al CEH, Aurel Niculescu, spune că a delegat conducerea minei să discute cu ortacii, dar oamenii și-au pierdut încrederea în cei care îi conduc și au stat în ger toată noaptea în curtea complexului energetic Hunedoara.